Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Scorpi. Ouch! Ouch! Scorpioni! Scorpion, dragii mei, Scorpion, o stare faină. Sper că nu se va schimba în timpul etalării. Eventual să presimt vești bune. În timp ce am amestecat, puteți să luați etalarea până la sfârșitul lui septembrie, cum vreți voi, până în octombrie, până în noiembrie, până când vreți voi. În timp ce am amestecat seria de cărți, setul de cărți pe care îl voi folosi, a apărut asul de cupe și patru de bâte. Unii dintre voi posibil v-ați întâlnit un suflet pereche cu care vă simțiți excepțional de bine. Sunteți pe care să puneți bazele unei relații de lungă durată bazată pe super, super pasiune și dragoste, emoții. Aș spune, nu știu de ce simt nevoia să zic și nevoia, așa sunt ghidată să zic și binecuvântări. Binecuvântări. Dacă sunteți căsătoriți, posibil asul de cupe pentru cei care sunteți căsătoriți și fericiți la casa voastră, să sugereze și un copil într-o anumită formă. Într-o anumită formă. La capătul setului de cărți putea... Uite, regina de cupe. Voi sau în alții de... regina de cupe vindecându-se. Interesant. Formatul ăsta a apărut și la balanță, dar foloseam alții de cărți. Vă vindecați, vă înțelegeți aura, misiunea sau poate aduceți vindecare unii dintre voi. Unii, nu toți. Și în primul rând, da, intrând într-o anumită vibrație, atrageți multe persoane, aveți multe opțiuni. Și printre opțiunile alea e una foarte tentantă. E una foarte tentantă și în general scorpionii sunt atrași de chestiile acelea mai periculoase, nu așa orice fel de opțiune. E un șarpe aici. E o aripă de-aia de liliac. E ceva periculos și tentant în același timp. Și probabil că asta vă face să vă luptați cu voi. Pentru că sunteți unii dintre voi plecați pe echilibru, pe vindecare, pe creștere spirituală. Unii. Altfel, interesant, se creează și ha, ce alte mesaje. Aveți pe cineva cu marcaj în fecioară prin preajmă. Regele de cupe, care nu vă arată. Puteți să fiți voi sau alt semn de apă sau probabil semn de pământ pentru unii dintre voi, care nu arată cât vă place, cât te simte pentru voi, dar voi știți, voi intuiți în principiu cam cine vă place, cine... Intuiți. Măcar cine se simte atras sexual dacă nu și cine vă place, dar... Bine. Interesant e că au mai venit niște cărți. Stai să vi le arăt. Foarte, nu să ciudate, interesant. Pentru clarificator. Deci a venit Marea Preoteasă, a zis, voi crește spiritual, unii dintre voi lucrați, conștient sau inconștient. Dar dacă ascultați tarot, cred că cei care ascultați tarot, totuși ați început, depinde, nu contează locul unde sunteți, în poziția unde sunteți în această călătorie spirituală, dar unii dintre voi ați început transformarea voastră. Și atunci, transformându-vă, intuiți că este momentul sau cazul să o luați de la zero într-o situație care probabil v-a creat confuzii, au fost multe secrete, cineva are secrete față de voi, posibil și asta. Și voi știți, intuiți ceva, e acolo, sunt secrete, dar și intuiția voastră vă spune că dincolo de văl, dincolo de ce nu se vede, ar cam trebui să începeți voi să o luați de la zero. E o chestiune care, ieșind dintr-un anumit cerc, dintr-o anumită confuzie, dintr-un anumit întuneric, în anumite stări, vă recăpătați viziunea față de viitor, o viziune optimistă. Iar este o călătorie sau simțiți că cineva trebuie să vină de la un drum și se va întâmpla ceva între voi, posibil, simțiți, intuiți, visați că cineva va risca o valoare de la zero într-o călătorie care îi aduce mai aproape de voi sau pe voi vă duce mai aproape de ei.
Dar 3 de bâte e optimist în principiu. Interesant este că după aceea a venit 8 de spade și judecata. Acum, aici poate să însemne și judecată și stat într-un anumit loc în care cineva e judecat, chestiuni legale, tribunale, poate chiar căsătorii, poate cineva stă într-un spațiu, se simte ca legat, ca încarcerat. E un cuvânt pe care îl folosesc mai nou pentru că trebuie la 8 de spade, există și varianta asta. Sunt oameni care trebuie să plătească pentru niște chestiuni. În fine, să sperăm că prea mai puțin aveți de-a face cu aceste situații. Trecând peste această posibilitate a unora, este și dorința obsedantă, ar putea și a voastră, ar putea și a altuia, de a vă transforma, de a ieși dintr-un mental toxic, limitativ, de a vă asculta intuiția și a vă elibera, cum am vorbit și mai devreme, într-o altă formă, nu doar fizică, cât și mentală și spirituală. La capătul setului de cărți, da, un personaj meditează la atracția pe care o simte, posibil, în afară căsătorie. Este. Și trecând peste această atracție care e în afara căsătoriei, posibil cineva simte o mare atracție pentru un personaj care are bani, are poziție, are o poziție foarte importantă sau pur și simplu e ok cu viața sa, are job, are tot ce are nevoie. Bărbat, femeie, în mod special. Ia uite, 10 de spade, încheierea unor probleme mari. Hai să vedem. Aș vrea totuși cu voi să încep totuși cu aceste de cărți. Ia, soarele unui Venus ascendent, nodul nord în... scorpion și scorpion. Opt! Ce poate fi? Casa 8 a scorpionului. Moarte și renaștere. Ia uite, chestiuni egale, 10. Am văzut 10 de spade, văzuseră și voi și aici toate cu tăișuri. Probleme mari. Dar după această încheiere de ciclu, cineva și-a jucat noroc într-un mod nepotrivit. Wow! Ce mesaj a venit? Cineva a jucat și a jucat norocul. Wow! Într-un mod nepotrivit. În fine, probabil că trebuie să plătească. Pierde bani. Dacă a avut bani, pierde bani. Ia uite, domnule, între 10 și 11. Probleme financiare, dușmani, mâncători de... Bip! Bip! Da. Ideea este că trebuie să vă treziți și voi și oamenii care au de-a face cu voi. Că, în general, știți voi, eu am ceva pentru scorpion, scorpiuțe, orice ați avea voi, soare, Venus, lună, ascendent. Genul acesta de oameni care au planete în scorpion, mai ales până în 15 grade, wow, au un fel de a vorbi care transformă. Probabil că uneori spuneți lucrurile direct. Și dacă voi sunteți mai evoluați spiritual, îi treziți și pați la realitate, îi transformați. E o relație karmică. Nu karmică, în ce sens karmică? E și karmică, dar spun de destin. Vedeți că apare 10-le și aici, dar într-o altă formă. 10 și 10, 10, 10, wow! 10, 10 înseamnă 20, înseamnă renaștere, pe care o văzuseră mai devreme, nu? Soare, lună, Venus, lună plină, în pești, ce-or mai fi? Da? Acestui personaj, exact, interesant, acestui personaj pe care l-am văzut mai devreme, care meditează. Probabil cineva afrânt multe inimi și acum... De cum se îndrăgostește de o persoană foarte puternică, care îi frânge inima. În fine, mesaje. Și persoana puternică asta, aceasta, regina de monede și 10 de monede, e o persoană care are afacerea sa, îi merge bine, știe ce valoare are, e o persoană alături de care, e interesant, e un
alături de care poți să mergi foarte departe. Puterea și 8 de băte. Ia uite. Și foarte departe aduce și temperanță, aduce și vindecare, dar aduce și spor, aduce și succes, aduce și transformare. Puteți să fiți voi. Ideea este că această persoană, foarte puternică, frânge inimile celor care își închipuie că se pot juca, care pot să se poarte imatur, valetul de bâte, strict sexual. Cu scorpionii nu merge doar strict sexual. Da, e fain sexual, dar nu este suficient. Așadar, transformări. Wow! Și am văzut liliacul mai devreme, vedeți? E o tentație care, interesant cum vine mesajul, e o tentație care posibil aduce un anume soi de moarte necesară, dar repet, nu mă refer la moarte fizică. Moartea unui stil de viață, a unor măști, a unui stil toxic. E interesant aici, este diavolul. Ia uite, cu cornulețe, cu de-astea, cornute, coarne. Moartea unei vieți toxice și transformare, renaștere. Luptă. Evident, ce putea să fie așa, mai prea dulce, nu poate să fie la scorpioni. Că tot am zis, wow, puterea iar apare într-o altă formă. Că tot am vorbit de auci și de... dulce, amar, de mușcături, de înțepături, de scorpion și scorpiuță. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendentul în nord, scorpiuțe și scorpion și scorpioance. Prea merge diminutivul la voi, eu zic așa, da, așa, ca să nu-i sperii pe cei din jur. Hai, o dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, patru de bâte, iar apare casa, opa și împărăteasa. Măi, cineva e super, super, super atras de voi. Flacăra geamănă pentru unii, femeia divină, pentru alții. Am văzut asul de cupe și împărăteasa și patru de bâte, nu pentru unii și cu opt, acest opt poate să fie transformare acasă. Dar, în fine, e alt mesaj. Pentru unii poate să fie o sarcină, un copil, o chestiune care ține de maternitate, dar nu obligatoriu. Dar hai să vedem o dată. Scorpion, scorpiuțe, septembrie, octombrie, cum vreți voi, de două ori, de trei ori. Cavalerul de cupe. Nu știu dacă sunteți voi, poate altfel de voi. Spânzuratul și regele de spade. O romanță. O romanță care a stat pe loc pentru că cineva trebuie să se maturizeze. A trebuit, trebuie, e în plan de, e în curs de manifestare. Vedem aici și voi și eu. Pești, drac, scorpion, pești, geme, balanță, vărsător. Dar nu obligatoriu, pot să fie aspecte în harta cuiva. Aspecte emoționale, aspecte mentale. Și aici este schimbarea de perspectivă. Regele de spade nu prea crede în dragoste. Da, sexual, da, e necesar să aibă activitate, dar nu prea crede în dragoste. Probabil că uneori știe să cucerească, adică dacă vrea știe să cucerească, nu știu cât poate să fie de romantic, dar poate să fie pasional. Însă, ori aveți doi oameni în viață, doi bărbați, doamnelor, eventual, ori un bărbat ar trebui să se maturizeze într-o situație în care, da, e atracție, romantism, dar sunt niște blocaje, sunt niște amânări foarte necesare pentru a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și interesant că după spânzurat apare regele de spade, perspectiva ar fi maturizarea sa. Sper că m-am exprimat coerent cu Mercurul retrograd care este de față. În prezent aveți 5 de spade, 8 de cupe și faiton. Dragii mei, scorpion și scorpionce. Dacă cineva a fost prea fru, sexy, o fi fost pasional, o fi fost interesant, poate și romantic pentru unii, dar dacă vă creează dureri de cap,
pașii posibili. 8 de cupe și faetonul. Vă vedeți de drumul vostru. Mai ales energiile feminine. Aici este o femeie care lasă în urmă un personaj care nu se hotărăște, de azi. Ați putea să fiți voi aici, regele. Știți că, știu că poate, pentru unii vă deranjează că zic ați putea, pentru că e talare colectivă. Nu e personal, eu nu fac acum pentru o persoană, fac pentru un grup. Și atunci, variază, sunteți de diferite generații, diferite, eu știu, poziții planetare. Bărbați, femei. Dar în acest moment, energia feminină își vede de drumul său, de soarele său, privește în față, apropo de trei de bâte, pe care l-am văzut mai devreme, privește în față. Și faetonul merge către stea, către vindecare, către explorarea potențialelor personale care ne aduc mai aproape de misiunea noastră în viață. Aici este înțelepciunea la care ați ajuns unii dintre voi. Da, ok, suntem emoționali cei cu planete în Scorpion. Pasiune, când e, ne bucură ființa, dar nu e suficient. Dacă această pasiune, dacă această romanță vă, dă, vă creează durere de cap sau persoana respectivă nu, poate să, nu știe să acționeze, nu știe să ia deciziile corecte, pa! Te pupă mama, ne vedem de drumul nostru. Ok, ne-am bucurat de momentele respective, yin și yang, vă luați experiența pozitivă, negativă și mergeți mai departe. Vă înțeleg? Știu cum e? De acord. Oh, și apare diavolul. Ce nu? Ce crezi că ai scăpat de mine? Nu, n-ai scăpat de mine. Diavolul, regina de monede și patru de monede. Voi ziceți că merg... Ce mesaje! Măi... Voi ziceți că mergeți mai departe, dar personajul ăsta zice, nu, stai, că mai am niște practici, mai am ceva, ia uitați, vedeți ce simt, mai am ceva, un as ascuns în mânecă, mai am ceva, în primul rând, multă pasiune și dorința să vă, sper că nu sunteți voi. Dacă o fie altcineva cu planete, alte persoane cu planete în Scorpion, dar varianta negativă, mai puțin evoluată. Totuși vorbesc pentru 8 de cupe, este Venus, în mod special Venus, lună în, în vărsător, nu. Aveți aspecte în vărsător. Venus, lună în Scorpion, care are puterea să se libereze de acele romanțe, asul de cupe, foc, în asul de cupe e foc, pasiuni, care... Spre amici pentru misiunea lor, vedeți și voi. Spre amici. Ne ține așa pe o... La suprafață, iar... Stai, pardon, cu Scorpionii e nevoie să fii sincer, să fii direct, să fii profund. Păi, regele de spade, să fii matur, să forjezi în sufletul tău și al relației. Nu. Voi vreți să vă eliberați. Dar se pare că totuși cineva este foarte 15. Vedeți? Aici este maturizarea cuiva. Plecarea voastră a unor doamne, în mod special, că energie feminină în această carte și probabil că... Da? Aceste doamne care vor să se libereze de durerile de cap, fără motiv, merg către ce? Regina de monede. Către stabilitate. Am văzut mai devreme regina de monede și 10 de monede. Da? Țineți la lucrurile pe care le-ați creat, la valoarea voastră, la principiile voastre. Sunteți un pic mai reținute în exprimările eventual emoționale. Deci ambele cărți arată un personaj care nu e tocmai deschis cum e regina de bâte. Nu. Concentrați-vă pe și vă veți concentra pe stabilitatea voastră, pe profesia voastră, pe business-ul vostru, pe ce vreți voi să faceți, care vă, orice ați face, adaugă la valoarea voastră, pe respectul față de voi. Iar mergeți către, ia uite, soare, respect față de voi înșivă. Probabil că aveți. Tocmai pentru că plecați, asta înseamnă că aveți.
mai adăugați, eu știu să zic, monedă și monedă, mai crește, să zic, valoarea. Creșteți un pic și mai mult valoarea voastră. Personajul acesta rămâne așa. Hai, te rog, nu pleca. Dă mâna. Ah, era o melodie. Give, ceva, give me your hand. În fine. Ia uite, justiție. Eremitul. Balanță fecioară și regina de cupe. Pești, drac, scorpion. Iar șapte de cupe pe care l-am văzut mai devreme și împăratul. Cineva visează, posibil, posibil. Un bărbat visează să vă stea alături, să fie puternic, să... Dar trebuie să aibă multă răbdare pentru că mai are alte relații de rezolvat până să fie cu voi. Lăsăm doar justiția și eremitul. Balanța fecioară. Ce mai fi fost? Și regina de cupe. Așa, asta așa, pentru octombrie, zice, septembrie-octombrie. Dar o să mai fac și în octombrie. Sper totuși să fiu mai punctuală. La capătul setului de cărți am zis, vă concentrați pe bani, pe afacerea voastră, pe casa voastră, pe patru. Scaunul ăsta am și eu. Așa. Da, vă eliberați, uite, fugiți cu viteză mare, da? De ce? De patru de spade, de patru de cupe. Cine vă ține pe loc, vă rănește, vă dezamăgește, vă pune în situații conflictuale, în triunghiuri amoroase, se... Da, își ocupă timpul mai mult cu prietenii decât cu voi. Hai, pardon, pa. Viteza luminii către ce? Către stabilitatea voastră. Aici este soarele deocamdată. Acum, acolo vă puneți energia. Acolo vă puneți energia. Investiți în valoarea voastră și e minunat. Nu știu cât rezonează pentru bărbați, dar posibil pentru o femeie. Cu planete, sau câteva femei măcar, cu planete în scorpion. Interesant, poate că aici apare totuși pești. Poate luna asta plină în pești vă ajută să vă eliberați într-un anume fel. Și să vă orientați, pentru că e semn de pământ, chiar dacă e capricorn aici, ar putea să fie și fecioară și taur, și că e semn de pământ, o poziție pești-pământ, să zicem. Să vă orientați către lucruri practice care vă mențin totuși. Capul pe umeri și picioarele pe pământ. Băi, ce diavolaș! Diavolaș tatuat! Sexy! Sexy! Tentație! Nu? Asta e o tentație mare în viața voastră. Dar vedeți ce interesant? Ia uitați, vedeți și voi că aveți ochișoare acolo pe ecran. Inițial a fost un cavaler. Un tânăr. Așa, mai neconvențional. Sau e convențional pentru vremurile astea, neconvențional pentru alte vremuri. În fine. Care încearcă să impresioneze. Nu știu câte flori ați primit, poate n-ați primit nicio floare, dar ceva s-a întâmplat între voi. Aici vreau să zic, e un cavaler care vine, pleacă, drăgălaș. În acest moment, acest cavaler se transformă într-un om foarte stresat. Cum să plece, cum să nu iasă, cum să... E o involuție, aș spune. Sau mai bine zis, dacă acest personaj credea că vine, pleacă, vine, pleacă, acum nu mai poate să mai plece el. Aha, știți care ce simt ca și mesaj? A intrat în mrejele proprii. Poate că a încercat să întindă o plasă, să prindă pe cineva. Vedeți? Aceeași cupă. Interesant. Aceeași cupă. A intrat în mrejele proprii și acum a devenit obsedat de această poveste. Cu cât vă îndepărtați și vă țineți pozițiile și vă concentrați pe stabilitatea voastră, cu atât acest personaj vă vrea. Și ce își dorește, înainte să clarific, își dorește foarte mult, da, ia uitați,
să vă gândiți și voi la ei la fel de obsedant cum se gândesc ei la voi. Poate că între timp, interesant, vom vedea ce alte clarificări, că tot am văzut chestiuni legate de justiție, dar mari probleme, 10-11, da? Mari probleme, poate că acest personaj își dă seama că a trăit într-o relație toxică, într-o familie toxică și vă dorește pe voi care sunteți mai altfel. Mai ales pe cei care se transformă, își cunosc valoarea, vor să fie oameni serioși, corecți, cu justiție. Mai să vedem. Cavalerul de cupe. Scorpion și scorpion. Ce? Opsi, transformare, vedeți? 8 și 8. Chiar se confirmă. În timp ce vorbesc, 0. Vreți să o luați de la 0. Nu se poate așa ceva. Mai ales dacă cineva v-a pus într-un triunghi amoros. Wow! Să se bucure că nu vă răzbunați. Adică să zică mersi că plecați și nu vă răzbunați. Dacă sunteți pe creștere spirituală, sigur nu vă veți răzbuna, dar... Cineva vrea să vină spre voi, că e super, super atras de voi. E o călătorie. Cavalerul de cupe. Hai, cavalerul de cupe. Probabil acest personaj a venit la distanță, a venit de la drum sau v-ați întâlnit la un drum sau ați comunicat foarte pasional și s-a născut ceva peste care e greu de trecut și pentru voi și pentru ei. Cavalerul de cupe. Ups! Ia-ți multe! Da? Hai să vedem. Are logică? Wow! Acest personaj avea la distanță o relație. La distanță, peste hotare, steaua. Avea o relație. Și această... Ia uite, și relație și justiția. Această relație este greu de dus. Are multe responsabilități, creează multe conflicte. Ar vrea să se vindece prin voi, se poate vindeca, dar trebuie să fie și corect. Apare justiția în viitor, probabil că ceva... Care pe cineva cu marcaj în semn de foc sau vărsător sau balanță, posibil, nu știu. Dar sunt niște responsabilități și niște conflicte undeva, că tot am văzut 8 de bâte, peste hotare, la distanță, despre care voi probabil știți mai puțin, că tot am văzut Marea Preoteasă, dar intuiți că este ceva... De-aia lucrurile au stat mai mult, au stat decât ați avansat. Spânzuratul. Vedeți că tot apare justiția și ia uite, 10-11, 10-11, n-am cum să nu puteam. 10-11, 10-11, da? Spânzurat, ia uite, 10 de cupe și marele preot. Era căsătorit sau este căsătorit? Și totuși fericirea, ia uite. Fericirea probabil că a găsit-o alături de voi, ia uite, împărăteasa la drum. Dar cum să pui o împărăteasă, o persoană care e conștientă de valoarea sa, care se purifică continuu, care încearcă să fie bună, care vrea să manifeste cea mai bună versiune a sa, cum să o pui în 3 de cupe? Mai rușinică. Eu te spânzurată. Da? De-aia a fost defensiv, că are alte probleme. Regele de spade. Marcaj Taur, pești, drag, scorpion. Aici, Taur, pești, drag, scorpion. Deci, regele de spade, să cerem. Regele de spade, clarificăm. Regele de spade. Regele de spade poate să fie și un avocat sau cineva care se gândește logic. Regele de spade. Regele de spade. Poate să fie o dragoste în afara căsătoriei pentru unii dintre voi. Ia uite că vorbeam de dragoste, ia uite. A apărut asul de cupe. Dar le pun că sunt prea multe. Conflicte. Ia uite, 5 de spade.
blocaje, pasiune nebună, dar și conflicte și blocaje și confuzii și refuzul acestei iubiri din cauza acestor mari probleme. Și se schimbă energia, intrați remitul, am văzut mai încolo. Vă eliberați de aceste tăceri care se pun între voi din cauza marilor probleme și complicații. Totuși, hai, dăm o carte pentru regele de spade. Probabil se gândește la toate aceste lucruri. Ia uite, remitul. Posibil să fie și fecioară. Fecioara e analitică, în principiu. Teoretic ar trebui. Balanță, fecioară, balanță. Gemeni sau vărsători. Dar sunt tăceri, tocmai din cauza că acest personaj trebuie să se gândească, să ia decizii. Mamă, și ce dureri de cap are acest personaj în această perioadă. Ia uite, roata, trebuie să schimbe. Ia uite, știe că suferă, știe că v-a făcut și pe voi să suferiți, își dorește și împăcare, își dorește să-și ceară scuze. Între timp vă urmărește pe voi, ia uite, scorpionii la distanță. Înțelege multe lucruri. Probabil că înțelege multe lucruri legate și de perechea aceea legală care este, dar vrea să schimbe lucrurile, vrea să schimbe energia, însă trebuie să se gândească. Mai apare eremitul mai încolo, o să vedem ce înseamnă asta pentru unii dintre voi. Dar în această perioadă, cred că de ceva timp sunteți în tăceri. În acest motiv v-ați cam zis, da? Ia să renunț eu la chestia asta, că prea sunt multe confuzii, prea plutește așa înneant pe apă, la suprafață, nu știu eu ce, sub aceste ape, sub aceste emoții. 5 de spade, clarificăm 5 de spade pentru scorpion și scorpionice. Ups! Aici este. E o dragoste care nu poate fi deocamdată, Marea Preoteasă, nu poate fi făcută publică până nu se rezolvă niște chestiuni. Ia uite. Ia uite, Regina de Cupe, 4 de bâte, 6 de bâte și Cavaler de bâte. Da, a venit această dragoste ca o mare pasiune, dar între timp a apărut emoții foarte profunde, dorința de a crea o relație stabilă, nu obositoare ca cea din trecut, a voastră sau a lor, nu dureroasă, o relație frumoasă în care aveți succes amândoi, interesant. Poate să fie pentru unii nu obligatoriu suflete pereche, de înaltă vibrație sau flăcări gemene. La ce se gândește acest personaj? 5 de spade și poate și voi. Intuiți că au de ales. Că sunt influențați, iar sunt influențați de bârfe, de discuții, de chestiuni, poate chiar legale. Asul de cupe. Probabil că acest personaj își dă seama că, de fapt, a fost pasiune, într-adevăr, a fost atracție, romantismul ăsta. Își dă seama că începe să se îndrăgostească. Începe să se îndrăgostească, chiar dacă nu arată. Aici, Marea Preoteasă, puteți să fiți voi și Marele Preot. Aici este, iar, pentru mine, Marele Preo- și Marea Preoteasă sunt flăcări gemene. Amândoi au de transmis ceva. Înălțător față de mase. Dar fiecare o face într-un alt numit fel. Aici este. 8 de cupe. 8 de cupe. 8 de cupe. Asta vrea să pară? Zero. Să apară și soarele. Urmează să vă regăsiți încrederea, soarele. Da. Mai creați un proiect, da? Mai concentrați-vă pe, mai adăugați un bănuț, o valoare la, eu știu, ce aveți voi de făcut. Eventual se blochează. Cineva trebuie să aleagă, ia uite, clar. Voi, vă... Vreți să începeți ceva, nu? În care sunteți liberi și vă bucurați de misiunea voastră. Intuiția vă spune să ieșiți din cercul ăsta, din un cerc toxic, da? Sau un triunghi toxic. Ideea este că acest personaj trebuie să aleagă.
Doi de spade. Între căsătorie, iau-te, 10 de cupe, marele preot, 4 de bâte, 10 de monede și relația dintre voi. Între a fi un cuceritor sau cuceritoare și a fi un personaj stabil alături de un... Nu știu. Alături de voi. Lângă voi își găsește și pasiunea și stabilitatea. Faeton. Uite, zero și faetonul. Desulează la zero și vă duceți tutuca departe. Nu, nene, n-am nevoie de complicații. Eu merg pe creșterea mea spirituală, mă vindec de conflicte, mă vindec eu de durerile de cap, da? Eu, Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, ce o avea, nu? Mă vindec de aceste dureri de cap, de aceste bârfe, de aceste conflicte și cresc spiritual, cum? Eliberându-mă. Și mergând către stea, către misiunea mea. Iată, faetonul. Ia uite, trei de cupe invers, vedeți? Nu vreau triunghiuri amoroase, nu, asul de cupe. Vreau o dragoste adevărată sau dacă nu, n-am nevoie de triunghiuri amoroase. Ia uite. Mai dăm o carte pe faeton și trei de cupe invers. Ia uite, asul de monede. Asul de monede. O fi totuși un as de monede. Am zis, asul poate să fie o nouă relație. Regele de monede. Taur. Fecioară. Taur, fecioară. Sau capricorn. Le aveți pe toate ca și semne în etalare. Vreau un om stabil, un om asumat, un om responsabil, un om care îmi oferă stabilitate. Ia uite, regina de monede. Sunt regina de monede. Știu ce am de făcut în viață. Da, simt pasiune, simt emoții, dar știu ce am de făcut în viață. Așadar, dacă vrei să fii rege de monede, bine, dacă nu, asta e. Ia uite, moartea. Da. Nu vreau minciuni, păi pui măsii de treabă. Cum poți să minți un scorpion? Orice ar avea, planete, acolo. Cum poți? Diavolul. Clarificăm diavolul. Ia uite. Acest personaj va veni să vă bombardeze cu mesaje romantice, cât de sexy sunteți, cât de pasional sunt, de auto să înceapă. Poate să vă ofere și vreun cadou, să se împace cu voi. 20 am vorbit, a apărut și la început. Vrea să se împace cu voi, e obsedat de această împăcare. Pentru că voi aveți opțiuni și puteți să alegeți pe altcineva. Plecați și veți alege. Faetonul poate să fie al vostru, da? Plecați și veți alege. Ei s-ar putea să fie în varianta recycle bin. Da? Și să vă vine altă persoană. Regina de monede. Regina de monede, 4 de bâte aici este. Vrea împăcare acest personaj? Vrea să fie... Ia uite, regina de cupe, voi. Simte pasiune. Probabil că va încerca cu orice echip, cu 5 de spade și 8 de monede, să lucreze totuși în stat. Ar putea. Rămâne de văzut câți vor încerca să se maturizeze de la cavalerul de bâte să ajungă rege de bâte. Regele de bâte e fain și el, dar e totuși un rege. Regii sunt asumați în principiu, nu? Totuși. Dar pentru asta, probabil, în această perioadă, acest personaj trebuie să... Am văzut împăratul, da, dați în urmă. Am văzut împăratul, da? După regina de cupe, parcă venea împăratul. Ia, stai să mai mă odată. Da, ia uitați, regina de cupe, 7 de cupe și împăratul. Acest personaj vrea să fie stabil, dar are de lucru cu el, cu ea, cu cine o fi. Patru de monede. Concentrați-vă pe ce știți voi să faceți mai bine. Păstrați-vă, ia uite. Valid. E acest personaj ține foarte mult. Acesta ține foarte mult. Ia uite.
Vrea să comunice? Eu... Doar comunicat e puțin spus. Cred că vrea mai mult. Nu pot să zic că este publică etalarea. Dar vă dați seama, cu atâtea băte și cu atâta foc ce vrea acest personaj de la voi, da? E o obsesie. Și dacă vreți să vă eliberați, acest personaj nu ține foarte mult la voi. Ține foarte mult să înceapă, să reînceapă judecata și valetul și asul, da? E obses, obses, 15, 5 și cu 1, 6. Păcat că 15 ăsta nu se transformă în 6, în îndrăgostiția. Dacă i-ați refuzat, da? Îi refuzați cu această eliberare. Nu, 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 lasă că lupt eu. Lupt eu până îți deschizi sufletul iar față de mine, ceva de genul ăsta, nu, ce ciudat. Rămâne de văzut. Sunt energii. Hai, justiția. Asta vrea să apare. Patru de cupe. Nu, voi vreți relații corecte, nu vreți să fiți puși între unghiuri, am zis mai devreme, nu vreți așa ceva. Justiția și cum se va face? Cum se va face ea? Va, va fi. Dacă v-a rănit voi sufletele lor pereche, da? Va dori să investească cu 7 de acum încolo. Sau de atunci, nu știu când se va întâmpla împăcarea, dacă le permiteți. Dar hai să mergem. 4 de cupe justiție. Deci foarte, foarte multă atracție, magnetism sexual. Sunt și emoții, dar fizic. Avem o carte pe 4 de cupe justiția. 4 de cupe justiția. Clarificăm 4 de cupe pentru scorpion și scorpiuse. 4 de cupe. Nu te că nu vrea. Adică vine greu. 4 de cupe și justiția. Clarificăm justiția. De ce e 4 de cupe? Cu alte cuvinte, dacă cineva vrea să zică, ai că te iubesc, dar e căsătorit, nu. Asta e. Rezolvă-ți problemele. Poți să mă iubești. Dar eu nu mă încurc. Sunt foarte selectiv. Pentru că justiția înseamnă contract pentru mine. Și nu doar pentru mine. Hai mă. Ah. Cât pe ce, cât pe ce. 7 de băte. Hai, hai. Ok. Da. Lucrează. Fii corect și lucrează în relație. Implică-te, nu așa. Crezi că dacă ai venit cu asul de cupe, cu asul de băte, gata. Niet. Nada. Niet. Nu vreau. Confuziile astea, nu vreau să mă ducă iar la suferință. Nu, nu. Vreau să închei suferința. Vreau o relație. Ia. Ce fel de relație? Ia, sunt separări, sunt treziri. Vreau? Da. Eremitul. Povestea asta va continua și luna viitoare, se pare, într-un alt format, că nu se termină aici, chiar dacă voi ziceți că vă eliberați și vă duceți către eu un nou punct. Ne, eteremitul în tăcere, acest personaj vă urmărește. De la distanță, poate mai și plânge. Până nu-și rezolvă problemele, până nu lucrează, 7, nu lucrează în grădina sa, că trebuie să se transforme. Nu lucrează cu... Da? Nu investește, nu se străduie. Și nu se pare corect. Clarificăm regina de cupe. Ia. Aveți de ales. Veți alege între... Asta voi cu voi, în vibrația voastră înaltă, sau a fi
într-o relație, într-adevăr, care implică multă muncă, multă muncă, cu ego-ul celuilalt și poate și al vostru, dar posibil, nu vreau să creez iluzii, dar posibil această relație, chiar dacă e așa tumultoasă, intense strengths, da? 8, transformă. Vă transformă și pe voi și pe ei. Ia uite. Interesant. Eventual, ei trebuie să aleagă într-o relație aia în care se chinuie tot timpul, că aici se luptă iar. Relația aia în care se chinuie tot timpul și relația cu voi în care lucrurile curg, că e apă, curg. Vă simțiți sufletul, vi-l puneți nu pe tavă, așa, la suprafață, îl scoateți la suprafață din profunzime, vă simțiți de la distanță, aveți legătură telepatică. Dar mai vedem. Va urma, că e un împărat care vrea să fie și el. E un bărbat care vrea să fie mai, nu știu. Ia uite unde s-a oprit! I love you! Nu știu dacă veți primi această declarație, dar în primul rând faceți-o față de voi. Mesaje de la Îngeraș pentru Soare, Lună, Venus, Ascendent, Ozunor, în Scorpion. Ia uite, aveți încredere. Ei cred că trebuie să aibă și de ascultați cu inima. Aveți încredere și 12 și în voi că va fi bine. Probabil că ei totuși vor alege dragostea, adică chance on love. Nu știu, cine are de ales între căsătoria aceea toxică sau familie sau contract sau job? Nu e o carte, că avem așa foarte ciudat. Da, ascultați-vă inima. Smote. Ia, uite ce a venit. Ați văzut cum a zburat, cum a luat-o de aici? Da. Iertare. Probabil că ei vor să-și ceară iertare că v-au pus în această situație. Da, de... Da. Când au fost sinceri. Când au știut ce vor. Da. I love you. Și în primul rând, repet... 20. În primul rând, voi iubiți-vă pe voi înșivă. Cam atât. Iar am vorbit mult. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.